Bună ziua! Bine v-am regăsit! Sunt Ancuța Bondar. De data aceasta la educație socială avem în discuție un subiect tot mai des întâlnit în societate și anume deligvența juvenilă. Această temă o descoperim în cadrul proiectului educațional Oprește-te! Ia decizia corectă! O resursă pentru clasa a șaptea. Delinvența juvenilor reprezintă abateri și încălcări de norme sociale, săvârșite de minori în vârstă de până la 18 ani, care sunt sancționate juridic. Haideți să analizăm următorul caz. Petru este un elev în clasa 8. -a. Este un băiat sociabil, inteligent, dar de la o vreme nu mai comunică cu niciun coleg și este tot mai trist. Tatăl a părăsit familia după ce s-a născut fratele său Tibi cu o malformație congenitală a mâinii, care trebuia operată în prima lună de viață. Operația era costisitoare, așa că Petru a furat câteva videoproiectoare din școală, le-a vândut și a dus banii mamei spunând că i-a trimis tatăl, care a plecat urgent la muncă în străinătate. Operația a fost un succes, iar mama și Tibi așteptau externarea. Între timp, la școală au început cercetările, iar în urma investigațiilor, polițiștii au descoperit făptașul. Petru. Ce credeți că se întâmplă cu Petru? Împărțiți clasa în trei grupe și prezentați consecințele acestei abateri în cadrul proiectului educațional Oprește-te! Ia decizia corectă! O grupă va reprezenta rolul judecătorului, Altă grupă va reprezenta rolul procurorului, iar ultima grupă rolul avocatului. Finalitatea acestui proiect constă în simularea unui proces în instanță. Veți juca rolul personajelor cu ceea ce se întâmplă într-o sală de judecată. Care sunt pașii proiectului? Analizați problema, adunați informații din punct de vedere al sarcinii grupei. Stabiliți scenariul și rolurile. Distribuiți rolurile. Exersați sceneta. Jucați sceneta. Toate informațiile colectate, sarcinile de lucru a membrilor grupei, scenariul, fac parte din portofoliul grupei pe care îl prezentați la sfârșitul proiectului. Prima grupă o reprezintă acuzarea va analiza abaterea din punct de vedere al procurorului. Procurorul are rolul de a afla adevărul și de a respecta dispozițiile legale. El trebuie să prezinte concluziile pe care le consideră întemeiate, ținând seama de probele administrate în acest caz. A doua grupă o reprezintă apărarea. Aici apar personajele acuzatul Petrul și avocatul. Avocatul are rolul de a promova, de a apăra drepturile și interesele legitime ale omului. Acesta va apăra inculpatul. Îl asistă și îl reprezintă în fața instanței autorității judecătorești. A treia grupă reprezintă rolul judecătorului. Acesta soluționează cazul. Membrii grupei formează și completul de judecată. Judecătorul trebuie să prevină orice greșeală privind aflarea adevărului și trebuie să se pronunțe asupra unei hotărâri temeinice și legale. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de patru săptămâni, timp în care veți dezbate problema delicvenței juvenile, identificând factorii premergători cauzei care au determinat ca Petru să fure din școală videoproiectoarele dar și modalitățile de intervenție care să preîntâmpină această situație. Vă dau un sfat. Grupele trebuie să colaboreze atunci când scriu scenariul pentru a avea cea mai potrivită intervenție sau replică. Spor la lucru! A sosit ziua procesului. Iată-ne în sala de judecată inculpatul Petru, este personajul principal al acestui caz, iar voi veți intra în rolul personajelor din sala de judecată. Colegii care nu au roluri vor fi spectatori la acest proces. Ce decizie ați luat în acest caz? Putea fi prevenită delincvența juvenilă? Înainte de a coborâ de pe scenă, prezentați publicului câteva metode și tehnici de prevenire a delinvenței juvenile, care se regăsesc și în portofoliul proiectului. Promovați acest caz printr-un afiș sau în media. Prezentați și în alte școli acest proiect. Voi puteți schimba destine și puteți spune, oprește-te, ia decizia corectă. Pe curând!